Salutare! Primul clip filmat înăuntru, în Timișoara. Până acum am filmat două, dar afară. Asta este filmat înăuntru, într-o cameră a hotelului China. La hotelul China, unde nu poți să iei China, dar se cheamă Hotel China. Nu despre hotel și nu despre Timișoara vreau să vorbesc, ci despre studenție. Ieri, amica mea Minerva m-a dus la o festivitate de absolvire a facultății. Nu vreau să zic facultate, nu vreau să zic nimic altceva. Cei care au fost prezenți acolo știu despre ce vorbesc. N-am nimic cu tipul, dimpotrivă, e un tip foarte ok și felicit, dacă se va uita la clipul meu, felicit pentru facultatea absolvită. Nici măcar de admire, nu știu, care o de admire de aia inginerească. Lungă, 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 lungă. Cert e că eu mi-am amintit mai multe chestii legate de ideea de festivitate de absolvire. Și trebuie să vedeți zic pe toate. Să mă uit să vadă și capul. Hop. Așa. Capul, bineînțeles, blond. Prima chestie este că am avut două festivități de absolvire. Și ce poate vi se pare aiurea? Adică, bă, ăsta e doxă de carte, deci încă sunt persoane care nu știu că am făcut două facultăți. Da, le-am făcut. Sau, mă, cum s-ar exprima un amic, ai avut două festivități de absolvire. Nu se știe dacă ai studiat la două facultăți. Ceea ce, pe un punct, se putea să fie adevărat. Mi-amintesc festivitatea de la sociologie. Prima mea facultate, 2008. Acum 8 ani. Când erau mai mulți acolo în prezidiu, un profesor mi-a mânat diploma, diploma aia simbolică, nu licența, și țin minte că publicul m-a aplaudat cel mai mult pe mine. Și eu eram coleg în an cu Alina Sorescu, mai era o tipă șefa de promoție, mai era șefa de an. E, nu ei au fost aplaudați cel mai mult, ci eu. Și pe lângă faptul că după mine urma cineva care săracul sau săraca, nu mai știu cine exact, dar țin minte că era foarte, se uita foarte ciudat, stai să termin aplauzele pentru asta. Dar faza a fost și o să iau CD-ul când ajung în București și vreau să tai cumva, o să pun unul din clipuri, o să pun acea parte, ca să vă demonstrez că așa e. Faza a fost așa, eu am sasigat numai Emil Călinescu, m-am dus la prezidiu, acolo, am luat diploma, am dat mâna cu profesorul care mi-a dat-o și apoi m-am întors spre public. Nu m-a interesat nimeni altcineva, mai era unii cu mâna întinsă pe acolo. Vorba lui Dinică, mâna întinsă care nu spune o poveste. Pe mine au zis o poveste, cum să dau mâna cu ei. Și eu m-am întors, am fluturat diploma spre Nino, spre public și am plecat. Am fost singurul care s-a uitat spre public. Restul se uitau speriați fie la profesor, wow, am ocazia să dau mâna cu profesor X, fie la diplomă, după că nu puteau să o citească apoi toată viața, diploma aia. Ești acolo în față, ai un public în spatele tău și tu te uiți la prezidiu și la diplomă, la o hârtie, care oricum e fără valoare, pentru că hârtia nu te duce nicăieri. Diploma de licență e separat, distinct. N-a fost chestia asta. Eu am fost singur diferit. A treia chestie pe care mi-am amintit-o este legată de discuția cu șefii de promoții. O discuție foarte interesantă, că mie mi-au displăcut totdeauna. La festivitatea asta de absolvire, unde am fost eu ieri, șeful promoției era o blondă. Ma, nu știu cum a ajuns șeful promoției o blondă. Poate nu era blondă când era la facultate, nu știu, apar n-a, s-o fi vopsit acum. Sau invers, dacă tot ai șef fără promoție, tot blondă te afișezi și la festivitate, nu știu, întreb pentru un prieten. Dar eu mă gândeam, cum e cu chestia asta cu șefii de promoție? De fiecare dată, șefii de promoție au avut un discurs slab. La drept, tipa care e șefă de promoție a avut un discurs bun. Un pic cam laudativ, cu mulțumiri prea evidente și prea, zici că era, cum zic eu la mine, la blogging advertorial. Dar la sociologie discursul a fost praf, la șefe de promoție. Aici, la fel, a fost un discurs acceptabil, dar tot slab. Eu mă aștept la șeful de promoție să fie cel mai inteligent din an. Adică e adevărat că nu toți au facultăți umaniste, cifrele poate să nu însemne neapărat că știi să ții un discurs.
Dar mi se pare absurd să fie un șef de promoție să aibă un discurs slab. Bă, tu știi că ești șef de promoție, nu e o surpriză pentru tine. Ține un discurs ca lume. Te pregătești. Cum te-ai pregătit toată viața pentru un examen, mai un examen. Și examenul ăsta este, după părerea mea, cel mai important. Pentru că nu știu cât vei folosi acele cunoștințe, toate cunoștințele alea din facultate, că șeful de promoție spune că e ăla care a învățat la toate cursurile. Dar să vorbești în public e o chestie care îți trebuie indiferent că ești inginer, că ești sociolog, că ești medic, că ești jurist, ca jurist poate mai mult. Nu știu, legat de șefii de promoție tot timpul am avut o adversitate. Adversitate, zic așa, nu că nu știu cum se zice, dar mi-mi place că e de la advertorie, adversitate. E faza cu șefii de promoție că de multe ori, în anii superiori, iau note din oficiu. Serios, nu că merită 4 și au 10, dar între 9 și 10, bă, să-i zic că scrie media. Nu. Și la fel se întâmplă și la școală, stați liniștiți. Și am pățit-o și eu, în generală, aveam medii destul de bune. Deși de la clasa 4 la clasa 5 deja era un recul evident, că 8 începuse să fie un eșec. Dar ții minte că la un moment dat, pe la biologie, pe la istorie, pe la, știi, Emil, strict media, mai bine te ascult data viitoare. Și era o mică discriminare, pentru că alții nu primeau această șansă, care o primeam eu. Iar la școală era un lucru normal, băi, asta e strict media, vedeai mediile acolo. La facultate mi s-ar părea să nu mai fie atât de normal, dar se întâmplă. Și cunosc cazuri, nu vreau să le detaliez, dar cunosc cazuri. Și impresia mea este că se întâmplă peste tot. Tot timpul. Șeful de promoție, dacă are media 90, merita să aibă 970. Poate tot el era șef de promoție, dar avea o chestie un pic umflată. Ultima idee legată de șeful de promoție, fundamentală, este dată de șeful de promoție a seriei următoare, seriei mele, când șeful de promoție a avut 10 pe linie, a fost dublă șeful de promoție a două facultăți din Universitatea București, a avut 10 pe linie cu semnul excepției informatică. Acum, profa de informatică nu mi-era mie cea mai simpatică, dar în momentul când am auzit chestia asta, am exprimat un yes. Fără nicio logică, după alții, dar urăsc perfecțiunea. Unii tind către ei, eu urăsc. Prietene, tu n-ai cum să fii bun la toate, chiar dacă e materia, domeniul, sociologie. Dar n-ai cum să fii bun la toate, ți-e îți place partea asta, îți place mai mult partea asta. Poți să fii bun și pe calitativ și pe cantitativ, nu poți, nu știu, nu poți. Și în momentul când am auzit că a luat 9 la informatică, mai am zis și o bulero, când am auzit că la 9 la informatică, am zis, în sfârșit. Știu, sunt absurd. În sfârșit. Dacă este regret ceva, regret că facultatea n-a trăit-o mai mult și mai bine. Regret că nu m-am dus mai multe tabere, școli de vară și alte alea. Și regret acum, la 30 de ani aproape, că deși oficial cunosc o grămadă de colegi de facultate, i-am pe Facebook, i-am nu știu ce, de văzut nu m-am mai văzut cu foarte mulți dintre ei, îmi pare rău. Și când zic colegi, nu mă refer doar la băieți. Mă refer și la fete. Aveam o grămadă de amice foarte bune, eu ne abar n-am unde mai sunt, rămân șocat să văd că una e în America, una e în Olanda și una e în nu știu unde, în Anglia. Wow! Și eu sunt în România. Suntem mișoara cei 9.20. Facultățile mele au fost lungi, dar clipul ăsta e și mai lung decât ele. Închei, înainte de a felicita toți absolvenții și de a le ura mult succes la licență. Urmează licență, foarte important. Salutări!